Sună bine. Și noi ne împărtășim cu Hristos, stăm cu El la masă și în calitate de vameși, și în calitate de păcătoși, și în calitate de vrednici, și de mai puțin vrednici, sau poate nevrednici, sau poate nepregătiți de a fi vrednici, dar în schimb avem șansa și puterea fie de a-L păstra înăuntru nostru, fie de a-L pierde la câteva clipe după ce ne-am împărtășit. De ce spun lucrul acesta? Hristos cere ceva extraordinar de important. Spune așa, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Deci, în momentul când cineva mănâncă trupul lui Hristos și bea sângele lui, are viață veșnică. Deci și-a asigurat mântuirea. Toată lumea se întreabă sau permanent ne punem această întrebare. Ce este mântuirea? Este o eliberare interioară de tot ce este rău și este o încărcare cu Duh Sfânt și cu lumină prin faptele care sunt bune. Omul se cunoaște după fapte, pomul se cunoaște după roade. Roadele sunt, întâi, ale milei sufletești, să fii bun, să fii drept, să fii omenos, să fii vertical, să fii blând, să fii demn, să fii corect. Și una din cele mai hulitoare păcate ale Vechiului Testament era strâmbătatea. Pentru strâmbătate omul era pedepsit foarte aspru. De aceea în Sinedriul Vechiului Testament se alegeau bătrâni și oameni foarte înțelepți care trebuiau să fie neutri în ceea ce privește aplicabilitatea legii. Dacă o punem în contextul zilei noastre de astăzi, vedeți, lumea atât de mult s-a sucit perzându-L pe Dumnezeu, încât cele mai mizerabile ligioane le punem fruntea legii și a păstrării legii. Și atunci ne dăm seama de ce întâlnim la tot pasul corupți vorbind contra corupției, sau ticăloși vorbind contra ticăloșiei, sau oameni de nimic, cum spune psalmistul David, ridicat sus, care fac să mișune nelegiuirea pretutindenea. Așa era și acest vameș. Filoroman, pe de-o parte, că n-ar fi prins el drăgătoria de mai marile vameșilor, dacă n-ar fi avut oarecare afinitate asupra stăpânirii romane, care a avut încredere pe el să-l facă perceptor de taxe în Erihon, unde era un nod din ăsta economic, care venea și dinspre Sihar, venea și dinspre drumul Mătășii, dinspre Eilat, venea și dinspre Ierusalim și dinspre alte zone locuite, dar mai mult decât atât, acest nod, ca să spunem, vamal comercial, era legat și de faptul că Erihonul era așezat ca într-un vas, ca într-o căldare. Erau izvoarele lui Elisei prefăcute în apă dulce, care asigurau toată apa din Erihon, ceea ce însemna agricultură, ce însemna vie, progres, măslin, finici, palmieri. De aceea îi se mai spune chiar și orașul palmierilor sau orașul cu lună, pentru că se vedea noaptea ca în oglindă, unul din cele mai vechi orașe, oraș biblic, cu o vechime de peste 5.000 de ani înainte de Mântuitor. Foarte vechi, nu are o obârșie exactă. Vă spun lucrul acesta ca să înțelegeți că vameșul făcea parte din clasa socială cu foarte multe dezechilibre și cu foarte multă corupție și la vremea respectivă. Ca să stai șef, trebuie să dai niște șpăgi. Ca să ajungi șef, trebuie să dai niște șpăgi. Ca să fii șef, trebuie să fii într-un anumit partid politic, să-ți plătești polițele față de cei ce te-au călcat pe bec sau față de cei care ai tu de le plătit anumite, să arăți cine ești tu în fața oglinzii când te uiți la tine. Și atunci vameșul avea o reputație proastă și o descoperim în Evanghelie tocmai la punctul în care
Toți murmurau și a zis, cum Iisus ăsta care face minuni, care învie morții, care tămăduiește bolnavii, care face atâtea lucruri minunate, intră și stă în casă, la masă cu vamiși și cu păcătoși, intră ăsta în casa acestui nemernic. Și noi ne mirămați, nu? Când vezi pe unul că umblă cu un interlop, m-am lămurit cine e și ăsta. Iată că Iisus ne spune în Evanghelia nu de astăzi, ci într-o altă Evanghelie, relatată într-o versiune a Sfinților Evanghelii Sinoptice, că simțind răutatea umană, care n-are niciodată hotare și măsură sau etica bunului simț sau modul de oprire a răutății, Iisus se adresează celor care murmurau și cârteau și spune ceva în felul acesta. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Adică eu dacă am intrat în casa unui păcătos, am intrat tocmai ca să demonstrez că păcătoșii pot avea acces la Dumnezeu prin îndreptarea vieților. Și îl găsim pe Iisus într-o altă ipostază foarte interesantă, dacă ne aducem aminte din Sfânta Evanghelie, în casa lui Simon Fariseu. Când stăteau acolo la masă, a venit și o dezmățată din asta, s-a băgat acolo sub masă, a plâns pe picioarele lui Iisus, le-a șters cu părul capul, le-a pus mir. Și ce gândea fariseul? Învățător, înainte văzător, Iisus, făcător de minuni. De-ar fi știut cine să atinge de el, n-ar fi permis să se atingă. Și Iisus, care cunoaște inimile oamenilor, îi arată fariseului care este diferența dintre omul îngânfat și plin de sine și dintre omul păcătos și cu cunoaștere de sine. Dați telefonul pe mute ca să nu zângăne în biserică. Și se adresează acelui fariseu și spune așa, când am intrat în casa ta, apă pe picioare nu mi-ai dat, ea cu lacrimi le-a spălat. Când am intrat în casa ta, tu picioarele nu mi le-ai șters și nu le-ai dat cu un de lemn. De mers pe nisip, crapă tălpile și să dau cu ulei de măslin. Așa era regula deșertului. Acolo în Ierusalim sunt câte 50 peste 50 de grade și e foarte cald. Ea m-a uns spre îngroparea mea. Dar să știi, Simone, cine greșește mult, iubește mult. Și asta o putem înțelege. O putem înțelege din viața practică și avem cele două categorii de oameni. Perfecții și avem oameni perfecți în societate. Avem oameni care văd toate imperfecțiunile celor din jur. Aia sunt cei mai perfecți oameni. Numai că ei au trei calități. Pot fi și invidioși, pot fi și pizmătăreți, pot fi și dubioși prin faptul că ei nu-și pot exprima perfecțiunea decât lovind în imperfecțiunea altora. Și snobismul. Cum să fiu eu perfect neluat în seamă? Trebuie să vină cineva care să mă scoată în evidență că sunt perfect. Și atunci face salturi și hopuri de tot felul pentru a fi sau pentru a atrage atenția că El este perfect. Și Mântuitorul îi spune, cui a greșit mult, îi se iartă mult și iubește mult, pentru că păcătosul știe că este păcătos, spune Filocalia, și este foarte ușor să-și recunoască păcatul, iar cel care este perfect nu știe că este păcătos, și cu el muncești greu să înțeleagă că este într-o cursă de înșelare și de părere de sine, punând în acord cele două mari lucruri importante. Psalmul 50, Psalmul 142, nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta.
Și iarăși spune Ioan Evanghelistul, o zi de-ar fi viața omului nu-i fără de păcat. Și iarăși ne spune Psalmul 50, fără de legea mea și păcatul meu îl cunosc și este înaintea mea pururea. Deci când te crezi perfect, de fapt ești imperfect. Iar când te crezi ceea ce ești tu, atunci ești ceea ce trebuie să fii. Și același lucru și în speța muierească. În speța muierească sunt mironosițele, nu cele care l-au însoțit pe Mântuitorul, ci acelea care au o căruță și o herghelie de demonaș sub fustele lungi și sub baticele negre, fac pe sfintele, dar nu sunt totdeauna sfinte. Apoi sunt femeile perfecte sau de critica pură, care au tot timpul de criticat pe cineva, dar nu-și văd prostia lor sau imperfecțiunea lor și le auzi. Vai, părinte, dar eu? Tu, asculți de bărbat, tu îți vezi de familie, nu mai faci pe interesant, dar nu te mai dai rotundă, că te dai degeaba. Adică, perfecțiunea noastră trebuie să o citească Dumnezeu. Și apoi femeile, să spunem, un termen simplu, de consum. Femeia care se distrează, femeia care se destrăbălează, femeia care greșește, femeia care curvește, femeia care nu ține cont de nicio regulă morală. Și, slavă Domnului, există și din acelea, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Dar, în calitate de creștin și de om adevărat, tu nu ai voie să judeci o asemenea cazuistică, pentru că nu cunoști contextul pentru care femeia respectivă a alunecat în travaliul ăsta sufletesc și s-a dus la vale. Nu știi ce decepție stă la baza dezmățului ei, nu știi ce neîmplinire stă la baza dezmățului ei, nu știi ce nenorocire i-a brăzdat viața, nu știi ce neîmplinire i-a stricat soarta și nu ai dreptul să judeci tu păcatele și suferințele cuiva cu mintea ta. Mintea ta nu este făcută să cântărească suferința cuiva din inima lui, pentru că tu nu ești nici înainte văzător, nu ești nici Dumnezeu, nu ești nici înger din cer, nu ești nici arhanghel, nu ești nici vreun făcător de minuni. Aceasta se cuvine numai celor cărora li se cuvine. Și dacă faci lucrul ăsta, nu greșești. De-aia Mântuitorul a folosit această replică acidă. Cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Adică, într-un fel, ce vrea să spună Mântuitorul? Voi sunteți prea perfecți și curați ca să intru în casa voastră,